Sportiva Raluca Strămăturaru a avut un sezon 2019-2020 bun, legitimată la clubul Steaua București. Raluca a câștigat la începutul anului trecut Cupa Națiunilor la Sanie, după ce a depășit în clasamentul general două sportive din Statele Unite. Perioada de izolare din această primăvară a trecut mai ușor pentru sportiva în vârstă de 34 de ani, care a stat acasă la Bușteni alături de familie și prieteni. Acum, odată cu reluarea antrenamentelor, Raluca are ambiții mari pentru sezonul viitor și este nerăbdătoare să revină pe pista de gheață în competiții. Raluca, cum a fost perioada de izolare pentru tine ca și sportiv profesionist? Pentru mine personal a fost, pot să spun, plăcută. Nu am mai petrecut atâta timp cu familia de mult timp. Ce pasiuni sau abilități ai descoperit sau redescoperit în această perioadă de izolare? Mi-am dat seama că îmi place să citesc, chiar dacă și înainte citeam, acum pe perioada carantinei am exagerat, așa să spunem, între ghilimele, dar mi-am dat seama că mă ajută foarte mult și așa că o să continui și după pandemie cu cititul. La începutul anului ai câștigat Cupa Națiunilor. Ce a reprezentat pentru tine acest succes? Pot să spun că a durat un pic. Îmi doream un pic mai repede decât începutul anului să vină rezultatele. Din fericire pentru mine, chiar dacă au venit mai târziu, au venit. A fost, să spunem, o descătușare așa a tuturor antrenamentelor și a tot ce s-a întâmplat înainte de venirea acestei medalii. Nu a făcut decât să mă bucure atât pe mine cât și cei care au lucrat cu mine. Care crezi că a fost mare tău în această competiție? Celelalte sportive sunt și ele la fel de bune ca și mine, dar cred că plusul meu pentru această competiție a fost experiența. Cum decurg antrenamentele în această perioadă? Suntem fericiți că putem să fim aici la Predeal și să ne facem antrenamentele specifice. Ne dorim să ne ajute și vremea, pentru că depindem foarte mult de ea. Care este obiectivul tău pentru sezonul viitor? Nu se schimbă obiectivele, o clasare cât mai înaltă la toate competițiile și să fiu sănătoasă și să sperăm că o să avem și competiții.